Câțiva ani mă sunase un prieten și mi-a zis că are nevoie de un skateboard pentru că iubita lui face sală numai cu skateboardul. A văzut în altă țară și am întrebat pe toată lumea de unde se ia un astfel de skateboard. N-am primit niciun răspuns. La un an după am văzut pe toată lumea. Poți să folosești un skateboard normal. Pe copii nu trebuie să fie unul de sală. Bineînțeles că cineva s-a gândit să vândă și skate-uri de sală. Asta nu este skateboard, măi, bătrânei mei. Asta este un pennyboard. Un pennyboard. Asta micuțul. Un pennyboard pentru tricuri, pentru chestii. Ok. Nu prea stați în comunitățile astea de 90 ani. Trebuie să ne mai crească copiii, stai. Păi da, stai să vezi. Pennyboard. Și longboard nu e un pennyboard, că e lung. Longboardul e la mare, mare de tot. Da. Care face și down. Care mai e skateboard acum? Ăla obișnuit, ți-ai dorit toată viața, n-aveai, făceai din niște role de-alea chinezești, puneai două role, rupeai o patină cu rotine, da. Una o puneai în față, una o puneai în spate și pentru că n-avea grip, da, luai șmeghilul, tactul, da, și puneai cu plenades peste bucata aia de lemn. Ca să prindă Adidas-ul. Da. Un pic am alea skateboard-ul, să vadă și cetățenii de acasă. Noi având skateboard, dar făcut artizanal, noi nu apucam să ne și dăm cu el, că nu știam cum să ne oprim și n-aveam nici filmulețe pe YouTube. Și atunci făceam toată ziua asta în casă. Până ne ieșea. Cam ăsta e maximul pe care pot să-l fac cu un skateboard. Bine. Da, făceam în sfragerie și nu era bine pentru covoare. Da. Hai să luăm pennyboard. Și n-avea de-asta de plastic, ci avea o bucată de lemn. De obicei avea un model aici, că era un fost dulap. Da. Astea nu erau... Erau moi, tari, pentru că n-aveam bani de rotile și atunci puneam rulmenți. Da, dar aveam, mă. Ce? Aveam. Ce aveai? Pennyboard. Aveam tupeu să ne dăm de pe vârful dealului Cioara. Să ne dăm, făceam downhill de pe atunci. Da, ne cunosc vecinii toți și un tei. Tei unde se făcea curbă strânsă la stânga, dacă ți-aduce aminte, da, sus pe Caraiman. Teiu te ajuta. Teiu te ajuta să te oprești. Luăm scurtă pauză, da, ne vedem imediat. Suntem la Neața. Mm-hmm.